mulțumim foarte mult pentru că ați dat curs invitației noastre de a participa la această activitate prin care vă vom prezenta o declarație de presă cu referire la activitatea Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara pe parcursul anului 2023. Doresc să-mi exprim sincerele mulțumiri pentru participarea dumneavoastră la această activitate. Apreciem foarte mult rolul pe care presa îl joacă în prezentarea activității inspectoratului nostru către cetățenii interesați de acest aspect. Aș începe prin a face o scurtă prezentare a Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, structură aflată în subordinea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române, structură care are în componență 16 sectoare Poliție de Frontieră, 14 puncte de trecere a frontierei, la frontiera în principal cu Serbia, Ungaria și Bulgaria. Fac precizarea că inspectoratul își desfășoară activitatea într-o zonă de peste 621 de kilometri de frontieră, din care peste 543 de kilometri de frontieră sunt frontieră cu Serbia. În anul 2023, în ceea ce înseamnă valorile de trafic prin punctele Poliției de Frontieră subordonate inspectoratului, a fost înregistrată o creștere de aproximativ 25% comparativ cu anul 2022, situându-ne undeva în jurul cifrei de peste 4.300.000 de persoane participante la trafic și peste 1.600.000 de autovehicule care au făcut obiectul activităților de verificare la frontieră. Deși valurile de trafic au crescut în anul 2023, au fost luate măsuri la nivelul inspectoratului pentru ca timpii de staționare la control să se mențină în parametrii normali, fără să fie înregistrate creșteri semnificative ale valorilor de timp acordat verificărilor la frontieră. Aș sublinia faptul că au fost înregistrate pe parcursul anului 2023 unele situații, în special în weekend, la frontiera cu Ungaria, în punctul de trecere, punctul Poliției de Frontieră Cenat. Prin implicarea polițiștilor de frontieră, timpul de staționare la control totuși nu a cunoscut valori deosebite, valori crescute. Siguranța cetățeanului și evoluția fenomenului infracțional la nivelul inspectoratului au avut drept misiunile și activitățile desfășurate au avut drept scop creșterea gradului de siguranță pentru cetățeni, combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere constituind pentru noi o prioritate. Activitatea pe linia combaterii migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere în anul 2023 s-a desfășurat conform prevederilor legale și dispozițiilor eșaloanelor superioare în domeniu, urmărindu-se permanent executarea misiunilor și acțiunilor specifice la nivelul exigențelor în scopul identificării și contracarării fenomenului infracțional transfrontalier. În perioada supusă evaluării, Inspectoratul Teritorial și-a concentrat eforturile pe linia combaterii migrației ilegale, asigurarea suportului informativ operativ, coordonarea, sprijinul și îndrumarea activităților structurilor subordonate pe linia cercetării penale cu respectarea cadrului legal în materie. Fenomenul migrației ilegale este influențat de situația economică, socio-economică și situația militară, este influențat de nivelul de trai, diferențele de nivel de trai între cetățenii Uniunii Europene și reprezentanții unor state terțe. Au fost înregistrate de asemenea unele catastrofe naturale, au fost înregistrate multe evenimente care au generat o modificare a rutelor de migrație, a valorilor de migrație la frontierele externe ale Uniunii Europene. În anul 2023, ITPF Timișoara s-a confruntat cu fenomenul migrației externe, însemnând acea migrație la frontiera externă a Uniunii Europene, în principal pe sensul de intrare dinspre Serbia în România, dar ne-am confruntat și cu un fenomen
nou pentru noi, migrația secundară, reprezentată de afluxul de persoane, cetățeni state terțe, care au intrat pe teritoriul României cu o viză de lucru, iar ulterior și-au modificat scopul declarat la obținerea vizei. Au renunțat la acele activități lucrative și au încercat să iasă din țară prin trecere frauduloasă a frontierei de stat. Vis-a-vis de trecerile frauduloase înregistrate la nivelul Inspectoratului Teritorial în anul 2023, în zona de competență au fost depistate un număr de 421 de persoane care au intrat în România prin trecere frauduloasă a frontierei de stat, în scădere față de anul 2022 cu aproximativ 77%. Precizez faptul că din acest număr de 421 de persoane intrate prin trecere frauduloasă, doar un număr de 82 de persoane au intrat prin trecere frauduloasă din Republica Serbia în România, celelalte persoane fiind intrate fraudulos pe teritoriul României și depistate în municipiul Timișoara, pe la alte frontiere. Măsurile adoptate sistematic la frontiera cu Serbia au condus la o scădere cu aproximativ 95% a numărului de migranți care au intrat prin trecere frauduloasă din Serbia în România. Pentru noi, subliniez încă o dată, acesta a fost obiectivul principal, combaterea migrației ilegale la frontiera externă a Uniunii Europene. Sunt activități curente care se desfășoară în ceea ce înseamnă cercetarea, ancheta acestor persoane depistate ca fiind intrate ilegal pe teritoriul României. Activitățile s-au desfășurat într-un cadru procedural, legal, nu au fost înregistrate incidente pe parcursul anului 2023. Au rămas de efectuat activitățile de conducere în teren, activitățile prin care se stabilește locul producerii evenimentului, aspecte ce sunt de natură să ne permită ca ulterior să dispunem măsuri corective pentru ca aceste evenimente să nu capete un caracter repetitiv. Din cei 421 de migranți care au intrat în România prin trecere frauduloasă, un număr de 347 de migranți au depus o cerere de azil. Fiecare dintre aceste persoane fiind ulterior predate către structurile Inspectoratului General de Imigrări. Această cifră relevă un procent de numai 83% din numărul total de persoane depistate care au formulat o cerere pentru solicitarea azilului pe teritoriul României. Pe linia activităților de prevenire, și aș vrea să subliniez că pentru noi aceste activități de prevenire sunt prioritare, la frontiera cu Serbia, cifrele înregistrate denotă o scădere cu un procent de aproximativ 97% față de perioada similară a anului 2022 și cu 99% față de perioada anului 2021. Aș vrea să subliniez că în anul 2023 au fost depistate în activitățile de prevenire doar un număr de 804 persoane, comparativ cu peste 27.000 de persoane în anul 2022 și peste 75.000 de persoane în anul 2021. Vă rog. Deci în 2022 au fost prinse încercând să treacă din Serbia? Nu, sunt activități de prevenire. Activitățile de prevenire... Bun. Deci, activitățile de prevenire derulate de către noi sunt activitățile pe care Poliția de Frontieră le desfășoară prin intermediul mijloacelor tehnice avute în dotare. Inspectoratul Teritorial România, la frontiera externă a Uniunii Europene, nu are obstacole, nu are garduri.
Inspectoratul teritorial folosește mijloace tehnice. Mijloace tehnice înseamnă echipamente de termovisiune, suport aerian din partea Inspectoratului General de Aviație, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, suport aerian din partea Agenției Frontex, dotarea polițiștilor de frontieră. Avem un număr de 28 de polițiști de frontieră care au urmat cursurile școlii de pilotaj de la Buzău și care sunt atestați pentru efectuarea de activități de supraveghere aeriană prin intermediul echipamentelor de tip dron. Toate aceste echipamente sunt folosite pentru activitățile derulate în teren. Ce înseamnă asta? Se face observarea pe teritoriul statului sârb. Avem un acord pentru efectuarea patrulărilor în comun și am venit cu o completare la acest acord în sensul efectuării unor patrule ad hoc, pe moment operativ. Știți? Asta presupune faptul că partea română depistează cu ajutorul echipamentelor de pe teritoriul Serbiei aceste persoane care se deplasează spre frontieră și comunică prin intermediul punctului comun de contact de la porțile de fier 1. Ca să fiu iarăși explicit și să înțelegeți la ce vreau să mă refer, punctul comun de contact de la porțile de fier 1 este o structură care este stabilită prin acord între cele două guverne ale României și Serbiei, în care își desfășoară activitatea polițiști de frontieră români și polițiști sârbi în program de 24/7, permanent. Acest lucru permite schimbul de date și informații cu referire la situația operativă în orice moment, pe momentul operativ cum îl definim noi. Orice depistare pe teritoriul Serbiei se solicită sau se informează partea sârbă și se solicită intervenția părții sârbe pentru a desfășura activitățile de prevenire. Subliniez că în baza acordului de frontieră existent între România și Serbia, părțile au obligația să desfășoare aceste activități de prevenire a trecerilor frauduloase peste frontieră. Înțelegeți? Acestea, vă rog. Deci, practic, în 2022 au fost 20.000 de potențiale sau 27.000 de persoane care au fost depistate în tentativă de trecere pe teritoriul Serbiei și față de care au fost dispuse măsuri de prevenire, așa este. Și în 2023 doar 800. 800. Puțin peste 800. Da? Scădere foarte mare. Este o scădere foarte mare, într-adevăr, am spus cu 97%, este o scădere și mai mare față de anul 2021, când au fost peste 75.000 de persoane. Trebuie să înțelegeți că în 2021 au fost perioade în 24 de ore în care am avut peste 1.000 de persoane care, față de care au fost dispuse aceste măsuri de prevenire a intrării prin trecere frauduloasă a frontierei de stat. Pe calcul matematic este 99%, nu poate să fie mai mult de 100%, știți? Nu știu. Și noi și dumneavoastră e clar că avem o structură umanistă, nu neapărat reală. Eu cred că eficiența dispozitivelor de supraveghere la frontieră influențează aceste fluxuri de migrație. Nu aș vrea să dezvolt. Este complicat să stai, vin, rămân pe câmp, e frig, plouă, uitați-vă ce e afară. Și în condițiile acestea sunt polițiști de frontieră care desfășoară activități de patrulare între punctele de trecere. Nu este o meserie ușoară, este o meserie plină de riscuri, este o meserie care te supune la efort fizic permanent. Poftiți? Nici nu mai discutăm despre aceste aspecte. Discutăm strict despre efortul fizic pe care fiecare polițist de frontieră îl face pentru a-și îndeplini atribuțiile funcționale. Deci aceasta, aș vrea să vă mai aduc la cunoștință că suntem într-o perioadă în care desfășurăm și acele patrule ad hoc. Avem posibilitatea patrulele ad hoc, patrulele în comun, presupun că se formează patrule mixte, formate din polițiști de frontieră români și polițiști sârbi, care desfășoară activități de patrulare pe teritoriul fiecărui stat. Sunt și situații când, pe fondul acestor activități de prevenire, avem posibilitatea solicitării unor patrule ad hoc pentru intervenție pe moment operativ pe acea direcție. Au fost astfel de situații în cursul anului 2023, când pe sensul de ieșire din țară, pentru că este iarăși un aspect cu care ne-am confruntat, această migrație secundară a adus foarte mulți cetățeni care erau intrați cu documente legale, dar ulterior au încercat să iasă prin trecere frauduloasă din România în Serbia, pentru a intra pe această rută de migrație a Balcanilor de Vest.
Da? Și ne-am confruntat cu situații în care grupuri de persoane au acționat la frontieră pentru a încerca să iasă din România spre Serbia, în momentul în care polițiștii de frontieră au reușit reținerea unei părți din grup, iar o parte dintre acești migranți au trecut fraudulos pe teritoriul Serbiei. Prin informarea părții sârbe, cu acordul dânșilor, am continuat aceste activități de urmărire pe teritoriul Serbiei și împreună cu autoritățile sârbe am reușit reținerea și acelorlalți migranți care au trecut fraudulos frontiera. Repet, pentru noi aceste activități de prevenire sunt esențiale. Sunt foarte importante pentru că sunt de natură să descurajeze, să scadă presiunea asupra frontierei externe a Uniunii Europene. Da, sigur. O să vă prezentăm și cifrele, sunt și slide-urile care vor urma. Te rog, dacă ai slide-ul pe migrație secundară, sunt creșteri de peste 2200, înapoi un pic. Un pic să dai înapoi. Mai? Înseamnă că acolo? Aici au migrat. Adică cei care nu au mai venit pe frontiera verde, cum au cea cu viză sau cu care e acolo. Nu. Nu suntem noi în măsură să discutăm despre aceste aspecte. Este clar un singur lucru, că așa cum probabil și dumneavoastră știți mai bine că este vorba de informații care vin din media, este necesară această forță de muncă pentru derularea unor activități economice. Cadrul legislativ este modificat în prezent și suntem în situația în care... Să vine trimis și pe oricum, toate aceste materiale vor veni pe mail către dumneavoastră. Da? Deci toate datele vor fi comunicate. Aș vrea să subliniez faptul că pe lângă presiunea existentă la frontiera cu Serbia pe migrație secundară, avem o presiune și pe segmentul de frontieră, aflat în subordinea noastră de aproximativ un pic peste 49 de kilometri de frontieră cu Ungaria. Este vorba de limita județului Timiș până la Triplex Confinium pe Babeche. Da? Și în acest segment de frontieră au fost înregistrate situații în care persoanele au încercat să iasă din țară prin trecere frauduloasă. De asemenea, subliniem faptul că pe parcursul anului 2023, structurile Poliției de Frontieră, în cooperare cu Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, au desfășurat activități specifice de supraveghere operativă, fiind identificate peste 2900 de persoane care au încercat să iasă din țară spre Ungaria, prin punctele de trecere sau pe la zona verde din zona de competență a Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea. Polițiștii de frontieră, observând aceste activități ilegale, au făcut informări către ITPF Oradea. În cooperare au fost depistate aceste persoane în momentul în care automarfarele s-au prezentat la verificări la frontieră. Toate aceste activități, încă o dată subliniez, sunt de natură să scadă presiunea asupra frontierei. Acesta este scopul nostru principal. Îmi cer scuze. Bineînțeles, toate cifrele sunt prezentate pe slide-uri. Repet, creșteri semnificative au fost înregistrate la frontiera cu Ungaria pe această problemă a migrației secundare, dar noi, ca și instituție, cu responsabilitate pe activitățile specifice la frontiera externă a Uniunii Europene, frontiera cu Serbia, suntem focusați pe aceste activități care previn intrarea prin trecere frauduloasă din Serbia în România. Avem, dacă o să pot să dai un pic slide-urile înapoi, și câteva prezentări grafice, da, cu numărul de persoane împotriva cărora au fost derulate activitățile de prevenire pe fiecare lună în parte, pe parcursul anului 2022-2023. Cifrele cred că sunt sugestive și ne ajută să înțelegem foarte bine care a fost situația la frontiera cu Serbia în această perioadă. Vis-a-vis de
infracțiunile de trafic de migranți. Aș vrea să subliniez că, deși au fost înregistrate aceste scăderi pe ceea ce înseamnă numărul de persoane intrate prin trecere frauduloasă pe teritoriul României, activitățile noastre pe linia combaterii traficului de migranți, combaterii activităților unor grupări infracționale specializate în acest gen de infracțiune, au continuat, iar cifrele înregistrate denotă o creștere, o tendință de creștere cu 42%. Este o infracțiune gravă, această infracțiune de trafic de migranți, este o infracțiune care produce consecințe grave, care pune în pericol viața persoanelor care sunt traficate, aceste activități fiind derulate în principal pentru obținerea unor foloase materiale. Polițiștii de frontieră sunt implicați direct în combaterea acestui fenomen. Vom continua aceste activități și în perioada următoare. Permiteți aici o întrebare? Vă rog. Faptul că numărul intrărilor ilegale în România a scăzut, da? Așa am reținut din graficul prezentat, Da? A scăzut cu 70%, dacă am reținut bine? Pentru noi, chiar cu 95% la frontiera cu Serbia. Da. 77% la nivelul zonei noastre de competență. Ok. Dacă din moment ce intrările ilegale au scăzut, iar traficul a crescut, nu vine această diferență din migrația secundară, din faptul că au intrat, că încearcă să iasă... Este foarte posibil ca raționamentul dumneavoastră să fie absolut corect. Deci sunt foarte multe persoane care s-au implicat și în aceste activități de migrație secundară, de trafic al migranților secundari. Bun, România, eu discut din punctul de vedere al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara. Excede competenței mele ca să mă pot pronunța asupra acestor aspecte, nu este domeniul meu de activitate. Noi reprezentăm cu totul... Dar să răspundeți ce vă spun când sunt audiați. Nu pot trăi în România, nu? Nu, nici vorba de așa ceva. Adică trebuie să înțelegeți că toți câștigă salarii foarte frumoase și sunt destul... Adică în unele situații sunt... chiar foarte mulțumiți de sumele pe care le realizează din aceste activități lucrative. Numai că pe migrație ilegală trebuie să înțelegem că fiecare caută să identifice un sistem de asistență socială care să fie cât mai avantajos. Asta. Poftiți? Deci de competențe mele nu pot să mă pronunț eu cu privire la aceste aspecte. Da, exact. Deci se caută cât mai multe beneficii pentru dânsi. În cazul vostru, ce se întâmplă? Pot reveni la locul de muncă sau stabiliți cumva? Aceste... Absolut. Absolut. Deci toți sunt predați Inspectoratului General pentru Imigrări și dânsii dispun măsuri de la caz la caz. Aici am eu o întrebare. Ați identificat în cazul migranților secundari, așa înțeleg că se numesc, cazuri în care ei se declare că au venit în România să muncească cu viză de muncă, dar cu gândul de a pleca mai departe? Ați avut situații de genul acesta? În toate aceste situații, fiecare dintre ei, vă dați seama că își justifică motivul pentru care sunt reținuți în tentativă de trecere sau, în unele situații, chiar au reușit să treacă frauduloși și să returnați de către autoritățile maghiare. Fiecare dintre ei justifică aceste situații. Au fost și situații în care efectiv au coborât din avion și au fost depistați la frontieră. Sunt situații foarte rare, majoritatea dintre ei desfășoară activități lucrative pe o perioadă de 6 luni, un an, da? După care ne întâlnim și cu situații în care sunt reținuți în tentativă de ieșire din țară prin trecere frauduloasă. Imediat după ce ajung în România. Nu, acestea sunt situații foarte rare. Foarte rare. Deci majoritatea dintre ei ajung în România, în momentul în care au ajuns în România, desfășoară activitățile lucrative, după o perioadă de timp. Sunt și situații în care s-a constatat că, mă rog, a fost vorba și de o reziliere a unui contract din motive imputabile uneia dintre părți și atunci iau o decizie de acest gen. Am înțeles. Repet. Da. Nu. Din datele existente la nivelul inspectoratului, presiunea foarte mare este pe segmentul de frontieră cu Ungaria.
Da, sunt situații în care unii dintre dânsi doresc să intre în Serbia pentru ca ulterior să se deplaseze, știu eu, pe alte rute de migrație, cum ar fi, la un exemplu, Albania, Grecia, Bosnia, Herțegovina, Croația. Sunt opțiuni pe care le dobândesc funcție de grupările infracționare care îi accesează sau pe care le accesează. Deci tot spuneți că nota preferată totuși este în prelungare. Noi avem doar 50 de kilometri aproximativ de frontieră. Inspectoratul are 49... Da, ca și idee, doamnă, atât putem să spunem că sunt indicatori care denotă faptul că presiunea foarte mare este asupra acestui segment de frontieră cu Ungaria. Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, India, Pakistan. Ce aș vrea să spun eu, la nivelul Inspectoratului General, există această problemă a deficitului de personal, cum există la nivelul întregului minister, dar pot să spun că Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara a fost sprijinit constant pentru a menține acest deficit de personal la un nivel cât mai scăzut. Se au în vedere inclusiv misiunile pe care le desfășurăm. În același timp, aș vrea să subliniez faptul că sunt delegați din cadrul altor inspectorate teritoriale din țară, polițiști care desfășoară misiuni la nivelul inspectoratului teritorial, polițiști care desfășoară misiuni sub egida Frontex. Este vorba de personal care face parte, personal polițiști de frontieră români, care fac parte din rezerva Frontex și care sunt delegați pe diurnă plătită de către Agenția Europeană. În același timp, subliniez faptul că la nivelul inspectoratului, în anul 2023, Agenția Europeană Frontex a desfășurat o operațiune, Joint Operation Terra 2023, în care permanent am avut alături de noi cel puțin 100 de polițiști, ofițeri, agenți din cadrul Agenției Europene Frontex. Avem polițiști de frontieră din cadrul tuturor statelor europene care desfășoară misiuni alături de noi, acest lucru însemnând misiuni pe aliniamentul 1. Patrulele care efectuează misiuni la frontieră sunt patrule formate dintr-un polițist de frontieră român și un polițist european. În același timp avem polițiști care desfășoară activități în cadrul punctelor focal, puncte focal care ființează, funcționează sub egida agenției la nivelul punctelor Poliției de Frontieră Jimbolia, Moravița și Porțile de Fier 1 în Mehedinți. Sprijinul pe care îl primim este un sprijin constant. Ca și situația efectivelor, avem un deficit de personal la nivelul polițiștilor puțin mai mare de 15%. Este o cifră pe care noi o apreciem ca fiind acceptabilă, cu atât mai mult cu cât au mai avut loc acele pierderi naturale de personal prin pensionare, prin îmbolnăviri. Dar sunt niște cifre care sunt permanent urmărite de către noi și pentru care căutăm întotdeauna să găsim soluții. Vor continua. Trebuie să subliniez faptul că ieri a fost o analiză a activității Inspectoratului pe 2023 în cadrul unui centru zonal de conducere integrată a acțiunilor pe linia combaterii migrației, centru zonal care ființează aici, la Timișoara, și care își desfășoară activitatea în baza unei dispoziții a Secretarului de Stat al MEAI din anul 2017. În acest centru zonal, sub coordonarea prefectului, sub conducerea inspectorului șef de la Poliția de Frontieră, își desfășoară activitatea poliția, jandarmeria, toate structurile ISU, toate structurile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și care participă pentru buna desfășurare a activităților de combatere a migrației ilegale la frontiera externă a Uniunii Europene. Aș vrea să subliniez aici și probabil cunoașteți la fel de bine ca și mine existența acelui proiect european Bune Practici la frontiera externă dintre România și Serbia.
și suntem mândri de acest aspect. Este o problemă care denotă eficiența activităților pe care noi le desfășurăm la frontiera comună. Sunt fonduri alocate, activitățile noastre, subliniez, vizează în principal suportul tehnic. Nu dorim să utilizăm obstacole, ci suportul tehnic. Acest lucru presupune că și în continuare, la nivelul inspectoratului, prin proiectele aflate în derulare, și o să mă refer imediat și la aceste proiecte, se vor aloca fonduri pentru realizarea unui sistem, pe lângă termoviziune, să avem un sistem cu senzori seismici care să ne permită detectarea apropierii de frontieră a oricăror persoane. Este un sistem pe care Poliția de Frontieră îl mai folosește și în alte zone ale țării. Este un sistem pe care vrem să-l folosim la nivelul frontierei cu Serbia. Satul Mare, sectorul Poliției de Frontieră, Hal meu. A fost un proiect... Poftim? Da. Este vorba de presiunea exercitată asupra solului, da? Și detectează și face deosebire între animal, mijloc de transport sau persoană. Sistemul este foarte performant. Sistemul este foarte performant, se trimite un semnal într-un centru operațional și pe baza acelui semnal se poate declanșa activitatea de intervenție la frontieră. Mijloace tehnice, suportul tehnic, ne interesează foarte mult. Avem echipamente de la agenția Frontex cu care desfășurăm misiuni. Aș sublinia aici aportul pe care dânșii l-au prin utilizarea acelui echipament de zbor care efectuează activități de supraveghere aeriană pe toată frontiera cu Serbia. Transmit date care sunt utilizate de către elementele de dispozitiv, de către patrulele noastre, pentru a se coordona în activitățile care sunt de desfășurat. Acestea sunt elementele care au generat scăderea presiunii asupra segmentului de frontieră externă al Uniunii Europene. Nu știu, dar aveți o certificare sunt, majoritatea dintre ei sunt condamnați cu privire la activitățile pe care le săvârșesc. Este o problemă a instanțelor de judecată, a Ministerului Justiției. Este clar că pe noi ne interesează foarte mult această finalitate judiciară a cauzelor pe care le derulăm. Suntem foarte atenți la aspectele legate de prezentarea probelor care să conducă la formarea convingerii magistraților că aceste persoane au fost implicate în acest gen de activități infracționale. Este clar că sarcina probațiunii revine organelor de anchetă. Sunt și astfel de declarații, nu este nicio problemă, sunt unii care încearcă să-și ascundă activitatea infracțională. Este clar că aici intervine, să zic așa, profesionalismul polițiștilor. Noi avem componenta de poliție judiciară în cadrul activității Poliției de Frontieră și aici intervine profesionalismul polițiștilor de poliție judiciară din cadrul inspectoratului. Vor. Noi suntem foarte mândri de răspunsul pe care ar trebui să vi-l dăm, dar sunt convins că și dumneavoastră ați sesizat că nu mai există astfel de situații în Timișoara la ora actuală. Și chiar acesta a fost unul dintre obiectivele principale pe care Poliția de Frontieră de la Timișoara l-a avut, aceea de a asigura siguranța cetățeanului cu privire la aceste prezențe nedorite pe în spațiul public a persoanelor intrate prin trecere frauduloasă. Cifrele acestea reduse, da, sunt de natură să nu genereze astfel de situații cum au fost, dacă bine mi-aduc aminte și sper să nu greșesc, în 2017, nu? În vara lui 2017, în zona parcurilor din oraș, să nu le nominalizăm. Era și acolo lângă Gara, unde toți păteau dintr-o parte. Nu am înțeles ce spuneți. Și acolo, ulterior, nu au mai fost în spațiu public, ulterior au mers și au găsit diferite locații în care s-au ascuns. Centrul de tranzit nu este în subordinea inspectoratului teritorial. Centrul de tranzit aparține de Inspectoratul General de Imigrări, nu este în subordinea noastră.
Da, domnul Gabi Vasilescu este, domnul comisar șef Gabi Vasilescu este șeful centrului regional. Există și o structură de imigrări, un serviciu imigrări în Timișoara. E o structură care are o activitate laborioasă și astfel ajungem la o altă măsură care a fost dispusă, tot în sistem integrat, pentru că am discutat și despre Centrul Zonal de Conducere Integrată a Acțiunilor și sunt măsurile în sistem integrat care sunt derulate la nivelul municipiului Timișoara de către polițiștii din cadrul inspectoratului, polițiști de frontieră din cadrul inspectoratului, împreună cu polițiști din cadrul IPJ-ului, din cadrul IJJ-ului, din cadrul Serviciului de Imigrări, alte structuri din cadrul MEAI. Aceste activități se desfășoară zilnic, de două ori pe zi. Desfășurăm aceste activități. Adică dimineața și seara avem patrule care efectuează misiuni pe raza municipiului Timișoara în locurile care sunt cunoscute cu potențial criminogen pe această problematică a migrației ilegale. În contextul actual de raporta capital deschide Patrick Bexcofin unde trece de frontieră. Da. Noi, ca și instituție, suntem și ne-am exprimat punctul de vedere, ne-am dat acceptul pentru deschiderea acestui punct de vedere, acestui punct de poliție de frontieră. Din punctul nostru de vedere, nu va fi o problemă deosebită, pentru că este vorba de un punct de trecere la frontiera internă. Deci va fi, dacă se va realiza, va fi Ungaria-România? Sau să va fi și Nu. Va fi un punct de trecere la Beba Veche deschis traficului din România în Ungaria. Absolut. În apropiere, fiind acel punct de trecere, dinspre Ungaria spre Serbia. Suntem foarte atenți la aspectele legate de reconfigurarea rutelor de migrație. Aceste persoane, repet, datorită situațiilor sociomilitare, datorită situației economice, dacă vreți, pe care o au în țara de origine, este posibil să înceapă astfel de activități. Suntem pregătiți, avem mijloacele necesare, ne-am confruntat cu o situație care ne-a valorificat la potențial maxim, să spunem, în anii precedenți, motiv pentru care cred că suntem pregătiți să facem față și unui aflux venit dinspre Cisjordania, dinspre Palestina. Absolut, la toate situațiile, nu numai la Ucraina, da, este cu totul altceva și numărul de persoane care au fost depistate la Timișoara, intrate fraudulos din Ucraina, a fost relativ mic pe parcursul anului 2023. 30 de persoane. Nu e vorba de dezertori, sunt persoane care nu vor să participe la activitățile militare. În principal. Care nu doresc să participe la conflict, nu vor să meargă pe front. Ce întâmplă cu ei? Poftiți? Lucrurile sunt simple. Dânșii au posibilitatea să solicite o formă de protecție, azilul, să solicite o formă de protecție statului român. Există o lege 122 privind acesta, care reglementează acest aspect și în care această solicitare de azil este o cauză de nepedepsire până la finalizarea acelei cereri. Nu este cazul, nu au fost liniști în judecată sau nu au fost astfel de situații. Înțelegem situația, suntem parte la soluționarea acestor aspecte, suntem implicați direct în acordarea asistenței pentru aceste persoane aflate în nevoi și înțelegem și situația lor în țara de origine. Am subliniat faptul că activitatea noastră împreună cu agenția Frontex deja e în al treilea an de când agenția se află alături de noi în misiune de supraveghere la frontieră. Subliniez faptul că avem o colaborare foarte, foarte bună și apreciem noi și foarte eficientă.
Vom continua aceste activități și în perioada următoare solicităm sprijinul agenției în continuare pentru activitățile pe care le avem de desfășurat la frontier. De asemenea, aș vrea să subliniez faptul că au fost și alte genuri de infracționalitate pe care Poliția de Frontieră le-a avut în atenție, Poliția de Frontieră de la Timișoara le-a avut în atenție. Mă refer aici, dacă vreți, la traficul cu produse accizabile, în special produse din tutun, traficul cu substanțe interzise, aspecte legate de traficul cu acele erbicide, pesticide, substanțe interzise la introducere în spațiul Uniunii Europene. Cifrele au fost în creștere și în acest domeniu pe parcursul anului 2023. Cu toate acestea, nu, frontiera cu Serbia nu reprezintă un risc major pe această problemă a contrabandei cu produse accizabile. Poftiți? Nu, la constatări, numărul de constatări. Noi am avut un număr de constatări în creștere, sunt cantități relativ mici, nu sunt cantități deosebite, semnificative, care să ne poată conduce la concluzie. În vederea cantităților aveți o analiză. Sigur. Sigur. Avem și grafic aici, o să vă punem la dispoziție toate datele statistice în comunicatul care facem către dumneavoastră. Deci, practic, la număr de fapte a crescut? A crescut, ca și cantități relativ scăzut comparativ cu alte segmente de frontieră. Da. Da, se poate sublinia. Dacă pe problematica migrației ilegale, 86% dintre evenimente sunt produse pe rasa județului Timiș. Da? Pe problema contrabandei cu produse accizabile, zona de sud a inspectoratului, zona județului Mehedinți, cred că este mai activă din acest punct de vedere. Da, sigur, 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 sigur. Aș vrea să subliniez încă un aspect foarte important în anul 2023 pentru Inspectoratul Teritorial și mă refer aici la proiectele cu fonduri europene în care Inspectoratul este implicat. Aș începe prin a preciza că există un proiect în derulare, Climat de Siguranță la Frontiera Comună Româno-Sârbă, în care Inspectoratul Teritorial are calitatea de lider de proiect și la proiect participă Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei, parteneri din Serbia. Valoarea proiectului este de 13,8 milioane de euro, din care pentru Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră sunt alocate 7,74 milioane de euro. 15% reprezintă cofinanțare de la bugetul de stat. Prin acest proiect se încearcă constituirea unei zone de andocare și acostare la nivelul Moldova veche, reabilitarea unor facilități de pregătire pe care Poliția de Frontieră le are la nivelul localității Vâlciorova din județul Mehedinți, achiziționarea de echipamente, de tehnică, de mijloace de mobilitate. Este un proiect foarte important pentru noi, cu atât mai mult cu cât în cadrul acestui proiect avem și calitatea de lider de proiect. Activitățile sunt în derulare. Vom avea o activitate de deschidere a acestui proiect, la care cu siguranță o să facem invitații pentru dumneavoastră pentru a participa la conferința de presă. Cel mai mare proiect cu banii europeni pe care îl aveți? Este foarte important pentru că noi suntem lideri de proiect în acest proiect. Ca valoare a sumelor? Da, este cel mai important proiect în momentul de față, de 13,8 milioane. Vor urma și alte proiecte, așa cum am spus, sunt și aspecte legate de introducerea celor senzori seismici. Sunt multe proiecte care vor fi în derulare la nivelul Inspectoratului Teritorial. De asemenea, mai sunt proiecte de cercetare pe care le derulăm, 6 proiecte de cercetare pe care le derulăm cu diferite state partenere din Uniunea Europeană. Sunt activități care ne ajută să dezvoltăm instituția și să
căutăm un alt trend, să identificăm un alt trend, acela de utilizare al echipamentelor tehnice. Ca și priorități instituționale în anul 2024, securizarea frontierei externe a Uniunii Europene în vederea combaterii migrației ilegale, traficului de persoane, contrabandei cu produse accizabile sau contrafăcute, altor riscuri cu impact asupra siguranței, securității cetățeanului, siguranței cetățeanului. Asigurarea și menținerea unui nivel înalt de supraveghere și control la frontieră, inclusiv prin accesarea de fonduri europene pentru dezvoltarea unor programe de pregătire la nivelul standardelor europene și achiziționarea unor echipamente și tehnologii moderne. Consolidarea capacităților de prevenire și combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, implementarea unui management organizatoric dinamic și flexibil, care să permită modernizarea permanentă a inspectoratului în acord cu cerințele naționale și comunitare. Integrarea în dispozitivul de control la frontieră a componentei umane și tehnice furnizate de agenția Frontex în cadrul Planului Operațional România 2024. Considerăm că prin activitatea desfășurată pe parcursul anului 2023, obiectivele și indicatorii de performanță asumați la nivelul inspectoratului au fost atinși. Măsurile dispuse la frontieră în cooperare cu reprezentanții agenției Frontex, misiunile executate în sistem integrat cu celelalte structuri din cadrul Ministerului, pe raza județului Timiș, au determinat și Caraș, nu numai Timiș, au determinat o descurajare a fenomenului și o scădere semnificativă a indicatorilor pe linia migrației. Se constată o creștere alarmantă a fenomenului migrației secundare. Pentru combaterea acestui fenomen, structurile Poliției de Frontieră au inițiat acțiuni pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale, depistarea persoanelor care încearcă să iasă ilegal din România spre țări din vestul Europei. Situația este dinamică, iar măsurile din competența inspectoratului vor fi adaptate de asemenea în funcție de evoluția situației operative. Polițiștii de frontieră sunt la datorie în permanență, legătura cu partenerii instituționali, legătura cu, aș spune eu, cu cetățenii, fiind foarte strânsă și asigurându-ne posibilitatea de a îndeplini misiunile pe care le avem. Cam acestea au fost aspectele pe care am dorit să vi le prezint. Doresc încă o dată să vă mulțumesc pentru că ați participat la această activitate. Vom formula și un material pe care îl vom înainta pe adresele de mail prin grija purtătorilor de cuvânt a inspectoratului. Vă stăm la dispoziție în orice moment cu referire la activitatea pe care o desfășurăm.